Este motivul pentru care l-am rugat pe Ayan să vă cheme aici, Marinescu și Andreea, este pentru că următorul material este tot cu voi, ce credeți. Dar nu doar cu voi, o include și pe Marian. Hai să-l vedem. Marian. Da, nici nu-ți comentez, o să-i las pe ei să comenteze. Că l-ai văzut pe Seba sau îl vezi ca un frate mic, al tău. Așa. Da. Și tu te dai la femeia lui. Ascultă-mă. Da. Și te dai la fosta lui. Ți-a dat acordul? Da, am vorbit cu el, mi-a dat acordul. Și eu da, să-ți dea 50 de acorduri, că asta nu-i băiețeală, asta nu-i respect, asta nu-i coloană pe mine, niciodată în viața asta. Păi stai că nu a avut, păi stai așa, niciodată în viața asta. Băiatul n-a avut, asta zici, lasă-mă pe mine, niciodată băiatul n-a avut sentimente pentru ea, n-a avut nimic serios, a avut mai mult o joacă și mai mult decât atât i-am scris. I-am zis, băi, ești de acord, te deranjează, dacă te deranjează, da, poate să-ți dea și acordul, dar tu cu coloană vertebrală să iei femeia la prietenul tău. Eu n-aș face asta niciodată. Din prima mi-a zis. Înainte să intrăm în emisiune, m-a sunat Seba. Da? I-am răspuns, nu știu ce, am vorbit cu el. Zic către Seba, fii atent, zic, mă îndrept spre Andreea. Zic, ce părere ai? Și ce-o zis Seba? Păi tu care ești fratele meu, te îndrepti spre fosta mea? Vorbea de Mădălina, că e fake, că așteptați spre Cimona ca să fac cuplu cu George, dar tu ai făcut aceeași chestie în momentul de față. Vezi că și tu ești fals, nu e doar Mădălina, cum afirmai tu acum câteva zile că aștepta ca să plece Mona din casă și să facă ea cuplu cu George. Cred că tu în acest moment îi faci același lucru lui Sebastian, însă tu te considerai fratele lui. Mai, el era fratele tău mai mare prietenia. Am încercat să mă apropii de tine, nu a mers. Doamne ferește. O iei pe Andreea. Doamne, am luat alt drum acum. Păi se vede că ești fals. Păi asta zic, îmi place mai mult un alt drum, știi? Păi nu, în acest moment nu demonstrezi nimic altceva decât că ești o persoană falsă și mincinoasă. De ce? Eu am vorbit cu el. De ce? Păi eu am discutat cu el, am vorbit despre ce e vorba, am explicat situația. Nu ai afirmat despre Mădălina că ea ar fi o persoană falsă, că ar fi așteptat să plece Mona din casă ca să facă ea cuplu cu George. Acum de stai puțin, Mariana, dacă eu am lucru. Nu vorbesc cu tine, vorbesc cu el. Dacă eu o perioadă am vorbit cu Seba, să înseamnă că eu nu pot să am... N-auzi limba română. E prietenul lui! Baga o limba română și te rog frumos să mă respect și mă asculți. Atâta timp cât eu te ascult pe tine, te rog să mă asculți și tu pe mine. Bye, bye. Asta este lipsă de respect. Pleacă afară. E prietenul meu, nu stare să poți. Dar te-ai trist așa dintr-o dată acum. În moment ce ea se crede superioară și poate să facă ce vrea întotdeauna și trece peste toată lumea și așa, eu nu am ce să discut cu ea. Ea se consideră persoana cea mai educată, cea mai respectoasă, cea mai cu mult bun simț și noi restul ce suntem. Dar cum te-ai trezit tu fix acum să mă tragi pe mine la răspundere? Ce fac eu? Păi din moment ce tu vorbești ceva despre Mădălina, e normal că în acest moment să vin să-i spun tot ce ai spus despre Mădălina, nu? Păi uite că am vrut să mă îndrept spre tine la un moment dat, dar nu m-ai lăsat să fac treaba asta. N-am nevoie, mulțumesc, sunt bine așa, stau păi, bine. Păi aia zic și stau m-am bine, dat seama de asta și nu am vrut să-mi pierd timpul pentru nimic. Stai liniștit că tu ești un nimic, ești zero eu? Barat. Da. Ce sunt? Spre zero? Spre deosebire de tine, eu sunt foarte valoroasă, să știi. Dacă eu sunt zero, tu ești minus 10. Da? Să știi că să ajungi până la minus 10 e cale lungă. E discuția mea cu ea. Păi spune-i să nu mă mai... Spune-i să nu se mai adă mine. Spune-i ce? Ai uitat că tu ai fost persoana care a afirmat în casa asta despre aproximativ toată lumea că ele ar fi false când de fapt singura persoană falsă din această casă ești tu? Vrei să-ți scriu în frunte că ești fals? Mai bine îți vezi de treaba ta. Dar nu vreau să-mi văd de treaba mea. Mă aflu în casa asta și pot să fac ce vreau eu. Nu îmi spui tu mie când să-mi închid gura și când nu. Dintr-o dată ai sărit în sus, așa. Mă, dar ce ești așa revoltată? Uite așa, bam! Dintr-o dată, așa. Ai venit aici, ai afirmat și despre mine și despre Mădălina două săptămâni la rând că am fi două persoane false. Păi și nu sunt... Și eu am venit să-ți spun același lucru despre tine. Care este problema ta în acest moment, Marinescu? Marinescu. Îți mai zic o dată numele ca să înțelegi că cu Marinescu vorbesc în acest moment. Da, Mariana, și care tu vrei să vorbești cu mine, eu nu mai vreau să vorbesc. Marinescu, Mariana e de 100 de ori peste tine. Nu este nicio problemă, că văd asta, că mă doar urechi. Să poartă o conversație cu mine. Bă, mă auzi? Adina Aurirei foarte tare în gură și te luai de mine. Acum ce faci? Acum nu mai vorbești cu mine? Dă-mă caută pe mine. De 100 de ori e peste tine, Mariana. Mă, dar lăsați eu să vorbesc. De unde și până unde mă trageți voi la răspundere pe mine? Dar de unde și până unde? Că nu-i frumos, nu-i frumos cum vorbești cu ea. Dar e frumos ce faci? Nu-i frumos cum vorbești cu ea. Dar e frumos. Nu mai jignă, Andreea, nu vorbesc cu tine. Nu-i frumos. Singura persoană care s-a găsit să comenteze despre toată lumea, să-și dea despre toată lumea cu părerea că toată lumea ar fi falsă.
Alexandra are 5 măști, Mădălina e fake. Nu, dar uite eu că de mine n-a spus nimic până în prezent. Stai puțin, că mai are și la tine, voi ap toate, în fiecare zi câte una. Ce a zis? Că am 5 măști și? Da. Și... Că sunt falsă? Da. Ok. A, săptămâna trecută când îi luai apărarea nu mai era bună. Da, nu, săptămâna trecută era bună. Deci în momentul în care tu iei apărarea lui, tu ești bună, nu ești falsă, n-ai mască, nu ai nimic. În momentul în care tu vii... Vrei să facem un pariu? Deci fii atent. Hai să ne certăm. Să ne certăm. Și eu iau apărarea lui și tu ești contra lui. Să vedem ce faci. Ca să vedem cum se comportă cu mine. Ca după aia să aduc eu lucrurile pe care le am despre el. Că am nevoie să am un motiv bine întemeiat. Deci eu iau apărarea, tu... Da, el a spus că toate care mai suntem, da. Sărim pe el. De aia îți dădea bine plângă noi, că avea nevoie ca noi să nu-l votăm. Mințim acum că asta e adevărul, că de aia încerca să-i țină ba cu cineva, ba cu altcineva. A ajuns în top și de acum ne-a schimbat la 180 de grade și nu ne mai interesează de nimeni și de nimic? Normal. Și nu mai ținem cont de lume? Calcă peste cadavre ca să ajungă acolo unde vrea. De fapt, a ajuns unde a vrut. În momentul ăsta este sus. Nimeni nu poate să ajungă la el. Probabil asta are impresia că are un scut de protecție. Nu știu, sincer, uneori el cred că se crede pe o tablă de șah în care noi suntem pionii și el ce e ăla? Regele. Regele sau ce? Doamne, ferește. Dă, vei să nu-ți cadă corana, domnul rege, jos. Marinescu, ți-am spus că asta a fost planul meu. Apropo de chestia pe care am vorbit-o alaltă ieri, da. În momentul în care Andreea cu Marinescu era în camera roșie, erau. Și toți erau, mulțumesc, toți ceilalți erau și criticau și așa mai departe, eu am fost singura care a spus că să-i țină 100 de ani de acum încolo și să fie fericiți. Bravo lor dacă își fac un cuplu. Deci eu n-am avut nicio problemă cu ei. Toată săptămâna asta s-a văzut destul de clar că eu nu am nicio problemă cu ei. Ei au avut o problemă cu mine. Marinescu a venit luni și mi-a spus, cum a afirmat mai devreme Mariana, că eu am 5 măști și sunt parșivă sau cum a spus el. După care a venit să jignească, îmi cer scuze, îți spun sincer, îmi cer scuze, nu am auzit momentul în care el a început să te jignească că ești un nimic, chiar îmi cer scuze, că m-am luat de tine atunci, că tu ai început. Deci, da, ai văzut, m-am luat de tine, că nu l-auzisem pe el inițial. Deci, cu fiecare zi ce trece, mi se confirmă faptul că ei sunt cei care instigă, ei sunt cei care vor să fie puși într-o lumină proastă. Nu am nimic de câștigat, nici de pierdut. Dacă i-aș judeca, credeți-mă, voi fi aceeași persoană până la sfârșit, înțelegeți? Dar nu voi susține niciodată minciuna, falsitatea, victimizarea, fără rost, pur și simplu mă dezgustă total. Mă dezgustă, pentru că s-a văzut destul de clar că eu nu am atacat și nu i-am atacat pe ei cu nimic. Alexandra. Vreau hai să vorbesc zic eu în acest moment, pentru că eram pe acel material. Deci, în primul rând, Marinescu, tu să nu-ți mai permiți în viața ta să mă jignești pe mine. Îmi permit ce vreau atâta timp. Uitați adevărata lui față în acest moment. Persoana care susținea în această casă că el niciodată nu jignește o femeie și ne ruga pe noi fetele să dăm afară băieții care jignesc. Uitați persoana care jignește cel mai mult în această casă femeile. Atâta m-am avut de spus. Da, Marinescu. Vreau să-i spun și eu, Alex, cu Mariana m-am plictisit și nu vreau să vorbesc. Vreau să-i spun și eu, Alexandrei, niște chestii. Pentru că ea se crede aici femeia care e cea mai dreaptă, nu calcă strâmb și e liniar așa, de la început până la final. Tu mi-ai dat mie, da? Am vorbit cu tine și mi-ai zis că, Marinescu, îmi pare rău că m-am uitat și eu pe emisiune și am văzut că, de fapt, nu ești tu la care instigi. După, am ieșit favorit și ai spus aici și ai început să mă ataci. Înțelegi ce zic? Da. Adică Marinescu, nu are nicio legătură. Lasă-mă să-ți explic, dacă okay. vrei explicați. Marinescu, în momentul în care eu ți-am dat ție acel mesaj, eu mi-am cerut scuze strict de săptămâna respectivă în care băieții au sărit pe tine. După care, cu fiecare zi, după acea săptămână și după ce mi-am cerut eu scuze, te-am văzut cu ochii mei și am văzut și, uite, exemplu mai devreme, cum tu instigi,
cum tu îți cauți lucrurile astea, tu ți le cauți, tu vrei ca băieții să fie împotriva ta ca să cazi victimă, ca să rămâi favorit, dar cum am afirmat și în gala trecută și afirm și în gala asta și voi afirma, măștile vor cădea și se va vedea adevărata față. Pentru că eu niciodată nu am jucat la două capete, niciodată nu am fost falsă, dacă am greșit, mi-am cerut scuze. Cum ai văzut și tu de mai devreme, da? Hai. Nu am stat să mă ascund, da? Tu n-ai fost în stare odată să vii să-ți ceri scuze, nici măcar în momentul în care tu ai văzut că ai început să jignești. Acum, mai devreme, tu ai început să jignești pe Mariana, nu ai fost în stare să vii să spui, Mariana, îmi cer scuze, eu spre deosebire de tine, că am judecat-o atunci, am ținut cu tine, ai înțeles? Deci în momentul în care eu am ținut cu tine atunci, eu pur și simplu am putut să îmi recunosc greșeala și să-i spun Marianei că am greșit. Hai, nu te mai agita, să vorbim așa. Mai... Păi vorbesc, eu vorbesc. Asta e tonul meu. De ce afirm despre Mariana cât am plictisit? Până la urmă ți-a spus doar că este nepotrivit să jignești o femeie. Păi e plictisitoare. Păi tu afirm în această competiție, tu ești singura persoană plictisitoare în această competiție. Să știi de la mine lucrul ăsta. Tu susții sus și tare că ești acea persoană dreaptă și cu coloană vertebrală care niciodată nu jignește pe nimeni. Păi uite ce, tu ești singura persoană din această casă care nu are respect nici măcar pentru persoana sa. Deci, hai să spun. Tu îți cauți lucrurile astea. Din ce am văzut acolo? Am văzut și mai devreme. Cine a jignit? Tu pentru mine ești un nimic în fața mea, ai spus fix așa. Tu pentru mine ești un nimic, după care Mariana a spus și tu pentru mine ești nul sau ceva în genul. Păi, după care tu i-ai spus și tu pentru mine ești minus 10. Păi și cu ce am zis tu dacă ești un nimic? Nu, fiecare persoană din această casă are, da? Este, de fapt, fiecare persoană este, are un anumit nivel. Cum tu ai un anumit nivel, așa are și ea. Nu trebuie să spui tu despre X, Y, Z. Că la asta m-am enervat și eu la aia. Nu trebuie să-mi dai tu mie acum. Nu trebuie să-mi dai tu mie explicații. Că tu nu ești, tu nu contezi. Tu spui că ești corect. Eu știu că nu contez. Bărbat care jignește femeile. Pentru că tu ești singurul care jignește în mod repetat în această casă. Mariana, mai devreme aștepta niște scuze de la tine. Ce scuze să primești? Tu ai spus că ești omul asumat și ești un bărbat cu coloană vertebrală. Mi-a dat motive? Mariana, mi-a dat motive ca să mă vertebrală și îți asum faptele. Mi-a dat motive? Ai zis că îți asum faptele. Eu nu vorbesc cu Mariana atât de mult, nu suntem prietene. Nu ne urăm, dar nici prietene nu suntem. Dar cu toate astea, în momentul când am văzut că am greșit, am avut curajul și demnitatea să-i spun că îmi pare rău, îmi cer scuze. La fel și cu tine, când am greșit, am venit și mi-am cerut scuze. Uite, mă, vrei deosebire de tine, Alexandra, și Alexandra, am avut coloană vertebrală în această competiție. Alexandra, te întreb și eu chiar ceva. Dacă în unele situații nu i-am dat dreptate, ea în momentul în care greșește, într-adevăr știe să vină să-și ceară scuze de la acele persoane. În schimb, tu, și în această săptămână ți-am pus întrebarea, Marinescu, din punctul tău de vedere, tu ai greșit vreodată în această casă și tu te-ai ridicat foarte sfios și foarte nevinovat și ai spus, nu, eu nu consider că am greșit niciodată în această casă. Păi uite, dragă, că greșești și tu și jignești mai mult ca cei care au plecat acasă. Nu știu cum se nu face. Nu este adevărat, Mariana. Ar trebui să mergi acasă. Pa! Mariana, exagerat. Nu vorbeam cu tine, domnișoara Andreea, în acest moment. Eu vreau să vorbesc. Exagerat, Mariana, nu cred că te-a simit. Astea sunt lucrurile care te nu mai vorbim soții în contează, nu contează. Atâta timp ce vine poartă un dar atâta mai puțin să vă pot înțelege și eu pe fiecare parte. Domnișoara Cristina, de ce Marinescu nu răspunde? De ce fetele astea vorbesc și el? M-ați plictisit. Că vorbesc mult și prost. Dacă ar nu are respect. Dacă ar vorbi puțin și bine, probabil le-aș da un răspuns. Dar vine Mariana, care e... se plimbă pe aici, pe covorul ăsta roșu, care așa? Care e problema ta? Păi uite ce bine arăt. Păi ești invidios, că nu o să ai niciodată o femeie ca mine. Ia uite-te cum arăt. Ia ce să am la tine? Uite-te ce frumoasă. Uite-te cum arăt. Păi ce să văd? Păi știi ce am? Foarte și arată prea bine, dar... În caracter mai am și creier, spre deosebire. Păi mai bine mă uit la ăsta. Mai bine mă uit la lumânarea asta, mai frumoasă ca tine. Aoleu, ei, Marinescu! Da, umblai după ea o dată! Marinescu! Îți reamintesc că ai vrut să fie iubita ta! Păi altceva în afară de aroganțe
și dă figuri, cum a zis Potoma, cu bol, nu am ce să vă la fata asta. Îți plăcea de ea. Pe luate de pe internet, știu sigur, am i-am auzit. Da, pentru că lumea pe internet spune că sunt ce o persoană figurantă și multe alte chestii. Și Marinescu, am promutat și el aceste lucruri, pentru că nu poate să vorbească cu... Văd că ți-ai schimbat și poziția pe scaun, pentru că mai înainte să te-ai fix așa, cum văd că ți-ai schimbat poziția. Ți-ai dat seama că ești luat în cadru, nu? Te-ai spus, Andreea? Mai! Dați așa, că aici se dă cu Adidas în cap. Ia! Nu, să-i dau oportunitatea să stea cu Adidas în cap. Îl stric de jumătate de oră, nu se uită la mine. Mă promis săptămâna asta că în momentul în care, dacă Mariana o să-l mai jignească pe el, o să o jignească și eu, nu înțeleg de ce o jignească. Dar cine ești tu să-ți promită ție? Acum. Tu ai promis? Dar cine ești tu să-mi dau explicația în fața ta? Băi, nu mai râde, mă. Vezi că treaba asta încet, încet ți-a plică după față, se topește. Tu aici ești nou. Domnișoara. Nu e nou, are aceleași drepturi ca tine. Codruții nou. Ca și toată lumea are aceleași drepturi. Tu ai început să vorbești în ultimele două trei zile. O să vorbească când vrea și când poate. Așa, așa. Avocatul poporului. Cu mine vorbești, cu mine vorbești. Vreau să fiu viitoare avocată. Zi lui fata aia. Zi. Miss, să nu mai vorbesc. Zi, fata asta are un nume. Zim. E început să vorbești. Zi. Ascult. Ce vrei? Ce pot eu să vorbesc cu tine, mă? Eu ți-am zis că nu. Singura persoană cu care aș mai putea să comunic aici ar fi Aian, că-i tovarășul meu. Da. Ce era tovarășul până în momentul în care ți-am dat dreptate? Și nu ți-am dat dreptate, pa. Păi tu pentru mine n-am de ce să vă dau nici ție, nici lui Roberto, corect, nici lui Dani. N-am de ce să vă dau atenție mai pentru că voi... Astea, bă, toată săptămâna asta. În această competiție, da, nu reprezentați nimic pentru mine. Dar tu ce ai reprezentat? Înțelegi? Pentru cum voi încercați... Dacă tu pentru ce ai din jur ce nu voi încercați să mă băgați pe mine în pământ, o să vă răspund și eu vouă. Singur te bagi în pământ. Știi cum o să vă răspund? Uite așa. Doamna Cristina. Aș să o fac. Vezi că, e gestul meu ăla. Pentru că voi ați început cu mine prima oară. Ce înseamnă acel picior înfipt în pământ? Ce înseamnă? Mi-a copiat gestul. Cum voi încercați să mă călcați pe mine în picioare, da? O să vă răspund. Cum, și o să o fac și eu așa. Așa? Da, uite așa. Nicio șansă în viața asta. Așa. De o femeie nu e problemă. De o femeie, odată în viața asta nu o să fiu pus la promis. Auzi, Marinescu? În momentul de față. Dar în momentul în care Rareș o să crească în fața publicului, va conta pentru tine? Normal. Dacă va conta pentru mine? Da, că în momentul de față ai zis că nu contează. Nu mă interesează, o să conteze doar pentru el și dacă o să crească, foarte bine să crească. Păi eu am văzut că, uite că acum vreau să-i George dau oportunitatea să crească doar și nu vreau să-l bag în seamă. Eu acum am văzut că George contează pentru tine doar că este în top. În top. 3 favoriți.